Salut tuturor și bine v-am găsit la un nou episod din seria noastră de GTA 5 Online. Deci astăzi continuăm misiunile de la fratele Franklin, dar mai întâi vom merge să facem câteva modificări la mașină. Așa că înainte de toate nu uita să apăsați pe butonul de like, de share și de subscribe și pe clopoțel ca să fiți notificați de fiecare dată când postez un clip nou sau fac un live. Acestea fiind spuse, haideți să ne mangim și să trecem direct în episod. Bun, fraților, suntem aici cu mașinuța noastră de fiecare zi. Hai că mai facem ceva dacă e. Bă, am zis că vreau să tunăm mașina, dar vreau să vedem însă dacă s-a mai băgat vreo mașină de asta forță, dar văd că cam pârnaie, ești nebun. Nimic, nici o mașină nouă, absolut nimica. Dar ce să și face asta e, mergem să vreau să fac niște modificări minore, aș putea spune, la această mașină, pentru a o face să arate mai șmecher pe timp de noapte. Până când ne sună înapoi fratele Restă, dacă ne mai sună, dacă nu, o să, după ce modificăm mașina, o să mergem direct aici la agenție să vedem care este treaba. Dar eu zic că o să ne sune în curând pentru a ne oferi următoarea misiune super super șmecheră. Cât Johnule. Bun, fratele, am ajuns aici la ăsta de mașini pentru că vreau să o modific mod vehicle. Destrac, nu, cred că ăsta de mod. Da, aici. Trebuie să schimb câteva lumini, știi, Johnule, am mai fost niște bani de misiuni, știți, viața e grea și mai trebuie să modificăm câteva chestii, cum ar fi asta, trebuie să punem așa. Bă, nu. Așa și la lights, tot la lights. Aici mai o mică de tot chestie, nu, unde ești? Gata. Așa, s-a mai făcut niște modificări minore. Așa. Gata, acum este totul perfect. Acum e ok, e ok, chiar se potrivește cu noi. Hai să vedem, exit LC Johnul și ia vedeți. Bă, ziceți voi, dar nu e altceva când ai pus luminile astea forță, deja e altceva mașina. Efectiv, bun. Acum să ne întoarcem înapoi la agenție, să vedem dacă fratele Franklin are o misiune pentru noi. Încă nu ne-a sunat, deci poate e ocupat cu omul business, știți, puștura cu business. Așa e și fratele Franklin non-stop ocupat și poate n-are timp să ne sune. Așa că vom merge noi direct acolo să vedem care este treaba. Dacă putem continua VIP contractul și chestii. Op. Op, 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 op. Zone, încă putem și ajungem. Pentru că suntem niște șoferi de excepție, domne. Dar de fapt nu, hai să mergem întâi să ne mai luăm niște armuri, că am consumat niște armuri după misiunea asta. După care vom merge, că e aici aproape până la urmă și de ce nu? Merge să mai luăm niște armuri. Câți genuri astea, super heavy armor să avem. Încă nu s-a băgat, frate, un buton să poți să cumperi full dacă vrei. Of, 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 of. Nașpa. Nașpa rău, mă, băieți, pe bune. Și se închide ușa, mă, cine mai trage ușa după el? Se închide ea singură de la inerție. Legile fizice astea, știți voi. Așa, am ajuns aici la agenție, hai să vedem ce se întâmplă. Uite, băi, da, e ocupat după cum am zis, stă și hai să vedem la ce se uită. Ce mai aici? La ce te uiți, viața mea? Ascultă muzica al meu, mă, ești nebun. Hai că forța al meu ascultă muzică. Nu așteptam să ne sune și al nostru ascultă muzică. Păi ce, mă, asta, ești nebun? O, avem un premiu acolo? Cred că da. Mă rog, hai să vedem, am zis că apare acolo, să accesăm noi următoarea șmecherie de asta. Deci, uite, vom merge la VIP Contract. Așa, și ne-a deblocat următoarea, cred că putem să alegem noi una din ele, așa că o să luăm pe aceasta, că pare așa mai de vară, frumos, elegant. Așa că hai să vedem.
other trace we have on this copy of Dre's phone is at that preppy country club up in the Bluffs. This trail's pretty hot, so get over there quick, and we might find the way-too-rich asshole who got it. Franklin's gonna call you on the way there. Ok, deci o să ne sune Franklin în drumul către misiune. Bă, ce mă enervează, bă, trebuie să găsesc unde ăla de cabluri, bă, că mi se tot duce cablul ăsta urât și nu-mi place. Mă enervește. Pam, exit to the ground. Bun. Okay, another day, another bougie ass member club. Hey, let's do this. We'll holler on the way over there, alright? Na, tata. Asta e tot ce a avut să ne spună, pe bune? A, mă, Franklin, mă așteptam la mai mult. Bă! A fost copacul mai dur ca noi în această zi, din păcate. Fuck. E, asta e. Okay, shit, wanna run us through it, man? Și el s-a oprit. So, we're gonna need the club security footage. Job 1 is find the club surveillance room. Job 2 is break in. Then you're gonna use the USB I gave you to get into the archive and send the footage back to me. I'll scan it for a lead, then hopefully we can pick up the trail of this data. Alright, for sure. Shit, we on. Da, 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 bun, deci trebuie nightclub, database, chestii, câți genule, luăm, ducem, facem, înțeles. Nu ne trebuie multe detalii, chat. Uite, opa, am dat peste microfon, scuzați-mă. Nu ne trebuie multe detalii, multe detalii, chestii, ne îngreunăm, așa, mergem, facem, luăm și gata, să ne descurcăm. E totul forținii, cum s-ar spune. Mi se că pare mai de vară așa această misiune. Bam 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 bam. Aolo. Oh. Nu știu, e pe aici, nu? O parcare. O parcare corectă, aș putea spune. Ce facem, mă? Auzi, dar are ceva dacă parchezi și aici? Mai am de-astea când mai merg așa puțin. Hack the keypad to access the surveillance. Ok, dar am înțeles că e cu camere. Dar unde e keypad-ul ăsta? Aha, e cu camere. Am surpresor pe asta? Da. Unde e camera? Merge să o dau jos? Nu cred că trebuie să trag în ele, nu-i așa, chat? Aoleu, 01. Nu-i asta, alt 01. Unde-i 01? Chat, 01. Unde vedeți 01? Chat! Repede, 01, ma, nu ăla. Ha, mă, unde ești? Nu-l văd. Uite-l. Ai, te-ai dus, mă, mâncați aici gura ta. Fai, bă, mă, ăsta nu-mi place, dar bine avem timp destul. Haide, mă. Bă, nu-l văd, mă. Ceată, l-ați văzut? Vedeți vreun 01? Uite-l aici. Dar de ce ai dat așa? Parcă trebuie să doar să-l hackuiesc, ești nebun. Acces de security terminal. Ce ușor, atât de ușor a fost? Să-i dobor doar atâta puțină securitate. Ok, my computer, să click external device, ok. Brute force. Ah. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, easy. Uploading hack chestii. Băi, vedeți că sunt hacker, hacker de hacker. Okay, got the footage. I got it leaving the club in a limo. Let me just check who it's registered to. Damn. What now? Shell company. Complete dead end. Except if... Sweet. The plate got flagged speeding on the traffic camera network. Last known location with you now. Damn. Good shit. Exit the surveillance room. Poți-mi ușa un suc, ce? Nu merge. De ce nu pot să beau un suc? De ce sunt oprit din am... Dacă doresc să beau un suc? Search the area. Care e area? Ai de capul meu. Ai de capul meu câta era area. Nu știu că e pe aici pe aproape, dar nu măi, tu, e la 10 km jumate. Vă bată băieții. E puțin bușită mașina, voi uitați și voi din spate. Mergem la vericul, reparăm, nu-i problemă. Deci ce zic chat? Cred că o să luăm o mașină mai sport, așa mai de vară, știți ce zic, următorul episod. Ca să fie bine. Opa. Hăț. Mamă, dar unde e viața mea asta? Pot să mă duc să-mi iau altă mașină? Aia e luăm din episodul următor. Să fie totul bine. A venit și ziua, zionule. Bă, măcar în GTA e frumos, de obicei. Mă scuzați, da, mă scuzați, dați-vă puțin de tot la o parte. Ok, mersi frumos. Da, vreau să zic că măcar în GTA e frumos, ca de obicei când mă joc GTA se cam întâmplă să fie vremea cum e și afară, adică să plouă. Da, și s-a întâmplat nefăcută, din păcate. Da, ce să și faci. Ar trebui să căutăm zona. Bă, ce amă de conduc așa? Search the area for the white patriot limuzine. Deci trebuie să găsesc o limuzină. Păi dacă stau aici nu o văd. Ești nebun dacă o văd pe aici? Că stau pe aici? Bă, dacă nu o văd aici din intersecție, cred că e pe aici, pe vreo de-asta. Vreo stradă de-asta alăturată. Stânga. Acolo nu. Aici nu. Bă, nici pe aici. Pe aici nu. O, că caut ceva, nu te mai claxona tu atâta. Zionule. Să găsesc o limuzină. Cred că știu unde ar putea să fie. Hai că știu dacă e ceva. Uite-o. Don't let them see you. Looks like someone got out since the car got flagged. They would have taken the data. We just need to see where it goes. Don't let them see you. Am trecut prin fața lor. Take his ass out. Grab their ID and bring it back to the fucking office. Da, n-o să mă vadă. O misiune corectă de câți junule. Nu, că eu sunt mai hardon, așa mai merg eu. Sunt mortul că stă la roșu. Bă, știți că am văzut și o limuzină de asta prin București, este curios dacă știți cine era în ea. Hai să vedem un control, o să ajungă, o să fie, trebuiască fiu. Tu nu. Mamă, dar le prinde toate roșu, zici că sunt eu în București, bă, trebuie să merg și eu cât prind toate roșiile, bă, a făcut și accident, să mă bată băieții, ce
ce bine conduc și NPC-urile astea. Ai de cap, gata, dă-i asigurare acum, n-ai ce să mi-ai faci, ești nebun. Zici tu stau la verde, stau pe loc, mâncați-ași gură. Mâncați-ași gură, ce se întâmplă. Era galben! Era galben! Da? Chat? Era galben. Bă! Ha mă, aveai verde! Ai de capul meu! Tu știi unde trebuia să stau? Ca să nu mă vadă! Că zici că dacă mă văd, își dau ei seama, mă cunosc! Te cunosc după... Aula, au plecat așa! Trecu pe roșu! Te cunosc după sandalei, ce nu șăreasul! Ce ai mai nebunit? Ai luat droge? Nu sunt un NPC normal. Te place să stau pe loc, chat. Bă, dar e de simțit ăsta, se oprește puțin la roșu și după aceea pleacă, ce e asta? Zic că se oprește, se uite dacă e poliție și după aceea trece, știi ce zic? Să nu fie văzut, că aiurea. Ce facem, mă? Ce facem, mă, al meu? Aia, iar a trecut. Bă! Bă, dar fără semnal, uite-l și tu pe roșu. Bine, are limuzină, își permite o amendă, acum asta n-ar fi problemă. Bă, dar hai puțin mai repede, că îmi dă mașina asta rateuri și cred că mă... Cred că vă dați seama după aia că sunt eu. Ești nebun? Pum, 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 pum. Bine că măcar voi aveți muzică pe fundal, că eu n-am nimic, eu... Au doar... Furioasa asta, îmi face. Opa, a, nu, sau? Face dreaptă. Bă! A, dai pui frâră, bă, chiar așa, ha, mă. Bă, să auzi unde se duce la maică la casă? Nu, cred că se duce la Rafael, chat. Se duce la Rafael la casă, 100%. Send me a pic when they get there. Just the entrance is fine. A, deci eu trebuie să fac o poză la intrare și atâta. The entrance la aolo. Păi și? S-a oprit? Intră? Iese? Ce face? Stai că nu mă mai uit, poate, na. Îi dăm așa. Legionel fără armă, nu, că vreau să fac și eu un selfie, stați așa, mă bag aici în boschete. Fac și eu o poză, stați așa puțin. A, ok, hai că am mers dacă e. Save to gallery, haide. Păi, dar știam deja, asta am făcut. Băi, tu ești nesimțit? Alo. E, atunci mai de aproape aici. Stați așa că îmi place mult de tot cum v-ați făcut grădina. Stați așa. Îmi place mult de tot, rău de tot cum ați făcut grădina. Am vrut să fac și eu o poză. Stați un pic, gata. Nu contează că am parc. N-aveam, nu sunt locuri de parcare, domne. Hey, look, you sent us the photo yet? We already got it, Franklin. Check your spam. Okay. The first thing I see is that keypad. We're gonna need an access code for that. Yeah, for sure. Look, we're gonna do some research on who this guy is, alright? Then we're gonna see how we can get in this bitch. I say we back off for now. Hey, look, good work, y'all. Normal. Leave the area. Ok, leave the area, hâzjonule. Da, mi-a plăcut foarte mult grădina. Da, foarte mult mi-a plăcut grădina. O să mai trec pe aici, cred, dar bă anunț. Leave the area și trebuie să apară imediat mission best și chestii. V-am spus, mă băieți, mă, știam ce o să se întâmple. Fraților, cam ăsta a fost episodul. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonul de like, de share și de subscribe. Și asemenea pe clopoțel ca să primiți notificare de fiecare dată când postez un clip nou sau fac live stream. Acestea fiind spuse, noi ne auzim data viitoare. Ciao, bă, pa, pa. You love a haunted house. Oh, could you love me now?